Un anunț mai puțin neobișnuit și original a devenit viral pe internet. Se caută un nou posesor pentru un BMW seria 7. În schimb, se acceptă fie bani, fie porumb, mult porumb. Deși părea o glumă, este cât se poate de adevărat. Mașina este în stare ideală, nu necesită nicio investiție, schimb pe 200 de tone de porumb. Banii nu mă interesează, se poate și prin transfer, ofer și transport pentru porumb. Umiditatea porumbului nu mă interesează, poate să fie și 20%, scrie autorul anunțului. Anunțul neobișnuit a fost publicat pe un portal de mică publicitate, iar cel care a ofertat tranzacția pare a fi un crescător de animale care vrea să asigure hrana efectivului până la finalul iernii. Se caută un nou posesor pentru un BMW seria 7 F01 și alternativ celor 35.000 de euro la cât este evaluată mașina, se ia în considerare schimbul cu o cantitate de 200 tone de porumb. Automobilul se află în Bălți, Republica Moldova și este înregistrat pe o întreprindere, astfel că în caz de tranzacție cu succes se eliberează și factură.